cumpăra mama. Nu, că eu fac curat. Dar dacă tu nu faci curat, tu te adviezi. Antoniela, dulciuri, Antoniela, hai să mâncăm. Hai. Faci eu un ceai? Ei, da, hai mâncăm așa fără ceai. Antoniela, Maria! Așa și-am știut! Ați luat și ați mâncat stăt! Mami, dar pentru cine ai cumpărat, a? Fetelor, eu v-am cumpărat să mâncați una, două. Mă lăsați pe mâini, pe poi mâini, nu, voi totodată, că așa-ți mergeți tot pe uscat. Mam, dă-ne, mam, pași să ne săturăm, mam. Uitați prin totdeauna. Da. Eu vouă vă dau dulce. Mâncați dulce și altă mâncare nu mâncați. Ia gata, eu mă duc să te ascund. Te pune una în mâna pe dulciuri. Eu nu vă mai cumpăr. Eu stați acolo, nu vă uitați să le ascund. Antoniela, nu fi dat cu ochii și așa la mine. Să știu, unde le ascunde? Ia duceți-mă afară, că nu-mi place mie fața voastră, că așa stați cu niște ochi, că n-ar lua ea niște ochi. Bine, mami, ne ducem afară. S-au dus fetele, ei unde să le ascundă? Slipune. Aici slipune. Aici slipune unde sunt încălțămintele. Din cauza ta, Antoniela, să te cuci și așa bulbucoț. Ce vreți din cauza mie? Eu am vrut să văd un lipune, mama. Trebuie să faci așa că ei să nu te vadă. Ia faci lipune aici după ursul ăsta. Ieri cu jucăriile nu se joacă. Prin ce nu le găsesc? Dar cum să-i găsească? Și azi mai cu minte, nu știu. Știi? Eu acuși le găsesc, după miros, mă duc direct unde mama le-a pus, a? Dar cum faci tu asta? Nu știu. Antoniela, privește, eu mă duc direct. Tu mă crezi? Mama le-a ascuns în camera asta. Maria, dar cum sunt tu asta? Eu nu sunt nimic. S-o va pe ieșa, Antoniela. Nu mai cred și mama le-a pus aici. Tai din gură, Antoniela, că-i găsesc. Privește! O, Maria! Tu chiar le găsesc! Groază, vezi groază în cameră! Dar eu nu sunt! Și-i Dodulie că nu ți-a dat mâncare, mamă! Păi ce la dâns așa? Mă duc să chem fetele să vină să aducă mâncare, mamă! Stai cu mine țară! Hai, Antoniela, vine! Și fac ele în casă atât, a? Dă-și mie o ciocolată! Da. Nu-mi spășe tăiate! Cât de mâncăm? Și că să rămâne, să le ascundem noi! Hai să facem așa ca și cum am mâncat! Hai! Le punem înapoi! Da! Nu le punem înapoi acolo după urs? Da? Nu mă lăsim! Fetelor! Mama! Ele mănâncă ciocolată! Unde le-ați găsit voi? Mamă! Cum vă dușiți voi direct la ciocolată? După miros, cum le găsit? Și asta m-ai văzut, dar chiar așa nu pot ascunde un dulce în casă, fietelor, hăi! De data asta le ascund, nu le găsesc niciodată! Afară chiar acum că le ascund, nu le mai găsit. Vă spun eu, nu le mai găsit. Bine, mamă, ne ducem. Ei, unde să le mai ascund? Le-aș pune și în podea. Doar să nu le găsească prea multe dulciuri în mână și am pledoare pangreasul, burta. Hai, ne-o vii de ele.
Aici, doamna mea, cu ciocolată și dulciuri. Ce-ți mă spus ea? Oare unde le-au pus mama? Hai să căutăm! Hai, Marie, miroasă! Nu miroasă, mică! Cum am și eu? Nu sunt! Nu-ți! Marie, nu sunt nimic! Nu sunt, nu sunt! Este? Nu! Nu sunt! Aici! Nu, Marie! Nu! Afară, așa e vreme, pot să mă râd, fietelor! N-am deloc dispoziție! Iată, aș mânca azi ceva dulce! Să ridic dispoziția! Dar n-avem dulciuri. Cum n-avem, mam? Ultima dată matale le-ai ascuns. Eu le-am ascuns? Ei, unde eu oare le-am ascuns? Nici nu mai țin minte unde le-am pus, așa de bine le-am ascuns. Cum, mam? Matale s-a ascuns dulciurile și nu le găsești. Ieri le-ai ascuns, mam. Așa de bine le-ai ascuns? Nici noi nu le-am găsit. Fetelor, dacă aș ține minte unde le-am ascuns, așa ne de poftă, ia ca nu aș mânca vreo două. Dar unde le-am pus, mai? Așa de rău de tatuit. Hai, Antonica, și eu să le căutăm. Unde le-am pus? Eu mai aveam gândit, dar unde putem eu să le pun? Mamica, noi cu Maria ieri tot casa am căutat-o și n-am găsit nimic. Toată casa ați căutat și ați găsit? Ai, unde le-am pus? Că nu le-am îngropat în casă, nu? Ei, bine, nu, da, și nu. Poate și avem fost ăsta. Dar unde am pus? Mam, noi am căutat aici tot camera și sub pat și nu am găsit nimic. De câte ori ascund eu de voi? Câte locuri am schimbat? Voi credeți, mai țin eu minte, am eu puteri? Păi unde ultima dată eu le-am pus? Hai, mam, concentrează-te! Îmi este poftă și mie! Cum să mă concentrez, fetelor, cu voi chip să te concentrezi de câte ori schimb eu pe zi dulciurile? Am zis că n-ați mai cumpăr și gata, uite bătaie de capa meu, dar vreau și eu o dulcică, vreau și eu ceva să mă îndulcesc. N-ai cum în casă, să stai să te îndulcești. Ia, lăsați, mă aduceți, mă dați mie în cap, hai întâlnim afară, lăsați, dulce, îl contrăinești fără dulce, că am odihnit, scoleam așa să-mi iei dispoziția. O, la curățenii, mă, cât curățenii, mam, putem face? Iar, mam, curat. Nu, mai bine, telefon. Din neas telefon, sar telefon, la el telefon. Ea că de asta nu vă săturați. Dar telefonul stă acolo, nu le-am pus. Bine, mai mic. Noi nu ne-am săturat de curățenie. Așa-i? Adem. Ce așa tare pierna asta? La mine pierna sunt moi. Iată, asta e moale. Eu n-am pierne tare în casă. Toată părticheată. Ori și glumă au făcut ele aici și nu-i pus nea. Nici odihnă în patul, eu să n-am. Antonică! Dacă nu au făcut el nea o glumă, uite că ceva și ies. Trece Antonică în coala mine! Marie! Și mă mic! Și ne-ai strigat. Voi iar cu glumele voastre care le vedeți pe internet. Cu farsă! La părinți nu-ți poate să faceți farsă, fiecare. V-am spus de atâtea ori, voi nu înțelegeți. Și ne-ați spus aici în piernă, eu nu înțeleg. Nici codină în patul meu să n-am. Și mamic, nu am făcut noi nimic. Și farsă, mam, și internet. Eu nu sunt când pierna asta este ceva uite parpicheată. Na, și moale și tare. Uaaaf, copchile astea mele. Iată de unde am pus. Dar cu voi nu-i timp altfel. Ați doar cu dulciurile. În piernă. Ai pus acolo dulciurile, mam. Și ghine te-ai gândit, mam. Și poate nu m-ar fi gândit, da? Te tătânul îi putea mirosă, că mirosă ale nori. Hop! Fietelor, câte una, puneți înapoi. Eu le pun pe masă câte una și le număr, am și le număr. Nu, fietelor, s-a terminat. Eu am să număr să văd câte. Dacă dispare vreo una fără voie, mie, ai. Una, două, trei, patru,
5, ce sunt plus la spun? 6, 7. Am și apărtat număr. Îți 12 ciocolate, le pun pe masă acolo. Și îl numărăm napolitan. 1, 2. Hai, mai mic, și ne faci chiar cel mai mâncăcios din Mahala. Și nu merg chiar napolitanile. Azi ciocolatele înțeleg, dar napolitanile așa e întunelă. Mama. Cu voi altfel nu-i chip. Voi nu știți de limită. Nu mi-e milă mie să vă dau dulciuri, dar dulciurile nu fac bine pentru sănătate copiilor. Bine, noi am înțeles, mămic. Pune un like dacă și tu găsești dulciurile ascunse de părinți. Și scrie în comentarii dacă vă plac dulciurile. Noi vă spunem pe curând!